din nou în legătură directă cu noi. Prin Skype este deputatul PAS Radu Marian. Domnul Marian, bună seara din nou. Sper că acum ne auzim bine. Bună seara, da. Am pus niște căști. Sper să fie mai bine. Da, domnul Marian, întrebarea este de ce doamna prim-ministră, deja fosta prim-ministră, și-a dat demisia doamna Gavriliță. Care este motivul real? Pentru că doamna Gavriliță a menționat astăzi că mai multe puncte forte pe care le-a realizat acest guvern. Da, cum spuneam și eu astăzi într-o postare, doamna Gavriliță, guvernul Gavriliță a condus Republica Moldova în timpul unor crize externe fără precedent care s-au bătut asupra țării noastre, criza energetică, șantajul energetic din partea Federației Ruse, războiul în Ucraina, care a dus un flux enorm de refugiați. Dar că, desigur, aceste probleme, inflația, costurile crescânde pentru populație, a deschis o discuție în societate despre, necesitatea unei resetări guvernamentale. Dar și în partid. Desigur, PAS este un partid cu democrație internă și ceea ce e sănătos pentru luarea celor mai bune decizii. Deci partidul a insistat pe demisia doamnei Gavriliță. Acum credem că este momentul bun pentru această resetare, anume pentru că acum provocările, în special de securitate, sunt în creștere, am văzut și declarația. Și doamna Gavriliță nu ar fi făcut față acestor provocări? Poftim? Doamna Gavriliță nu ar fi făcut față acestor provocări? Domnul Recean s-ar descurca mai bine? Deci, noi vrem să prioritizăm anumite domenii, vrem să aducem mai multă disciplină în actul de guvernare și când mă refer la prioritizarea anumitor domenii, mă refer în primul rând la securitate. Avem riscuri crescânde de securitate și domnul Răcean are această experiență în domeniu. Avem fugari și grupări criminale care încearcă alte metode și mai agresive să submineze Republica Moldova și aceste provocări majore crescând necesită măsuri imediate și acțiuni imediate și acest guvern trebuie numit cât mai curând ca să se apuce de lucru în cel mai scurt timp. Da, domnul Marian, insist pe întrebare. Motivul real este că partenerii externi nu au fost mulțumiți de rezultatele livrate de către doamna Gavriliță sau totuși presiunea a venit mai mult din partea partidului, mă refer din partea PAS-ului, ca doamna Gavriliță să-și anunțe astăzi demisia? Sau poate ați sacrificat guvernul actual pentru a salva imaginea partidului? Noi astăzi nu am auzit, din păcate, un motiv cert. Care este motivul că întreaga componență a guvernului a plecat? Deci, repet, PAS este un partid cu democrație internă și în fiecare zi, de la prima zi a guvernării, evaluăm activitatea acestui guvern. Repet, această guvernare a condus Republica Moldova în cel mai mare crize probabil de la independența încoace și asta desigur duce la aceste discuții și e firesc într-o democrație să analizeze activitatea guvernului. Reiterez, trebuie să punem mai mult accent pe securitate, să ne asigurăm că Republica Moldova este pace și liniște, să contracarăm acțiunile grupărilor criminale și să ne ocupăm, așa cum am vrut să spun că m-ați întrerupt, de recuperare și de creștere economică. Anul 2022 a fost caracterizat de multe programe sociale, compensații, dublare de pensie minim. În acest context vă întreb, cu ce este mai bun domnul Recean decât doamna Gavriliță? Și credem că e nevoie de această resetare pentru a pune accent pe aceste domenii și pentru a accelera procesul de integrare europeană. Și eu cred că e un proces firesc să evaluăm constat activitatea guvernului sau anumite miniștri. Domnule Marian, e un cuțit în spatele doamnei Gavriliță demisia după revenirea la Bruxelles? Opinia dumneavoastră? Pe mine m-a întrebat? Pe dumneavoastră vă întreb. Bună întrebare. Nu înțeleg contextul. Deci ce fel de... S-a luat o decizie și decizia a fost luată în mod colectiv. Cu ce este mai bun? Desigur, la propunerea doamnei președinte nu are nicio legătură una cu alta. E o întrebare foarte speculativă, chiar nu înțeleg. Cu ce este mai bun domnul Recean decât doamna Gavriliță? Poftim? Cu ce este mai bun domnul Recean decât doamna Gavriliță, fosta prim-ministru? Deci domnul Recean are...
La fel ca și doamna Gavriliță are experiență în gestionarea instituțiilor publice, dânsul are experiență pe partea de securitate. Ceea ce, repet, avem riscuri crescute pe acest domeniu și are parte de încrederea noastră. Domnul Răcean a activat la MAI, a adus acolo schimbări, de exemplu s-a dublat numărul cetățenilor, ponderea cetățenilor care, de exemplu, aveau încredere în poliție, dânsul a avut un rol decisiv în a realiza acțiunile care țin de liberalizarea regimului de vize, dar, repet, vrem să aducem mai multă disciplină în activitatea guvernamentală și să ne concentrăm pe să avem o mai bună prioritizare a lucrurilor pe care vrem să le facem. Pe securitate, să ne asigurăm că este pace și liniște în Republica Moldova și să revenim la creștere economică. Domnul Marian, doamna Gavriliță a sugerat cumva astăzi că nu mai avea susținere politică. Dumnea ei rămâne prim vicepreședinte PAS în continuare? Deci doamna Gavriliță probabil s-a referit la contextul societății în general, pentru că, cum spuneam, această criză economică generată de război, generată de criza gazelor, de șantajul rusesc, sunt crize care nu noi le-am provocat. Dar, din păcate, într-o societate ca noastră, într-o democrație ca noastră, oamenii oricum caută întotdeauna, știți cum, vinovați. Și probabil s-a referit la faptul că, și este adevărat, încrederea în PAS și în actul de guvernare a avut loc o oarecare erodare și evident s-a referit la acest aspect. Dar, repet, noi nu alegem timpul când guvernăm și trebuie să facem față lucrurilor care ne sunt puse în față de către situația și de către context. Doamna Gavriliță rămâne alături de echipă și rămâne în PAS, în echipa de conducere și va pune umărul în continuare la dezvoltarea țării și o să găsim o formulă foarte bună ca acest lucru să rămână. Și mă refer și la toți miniștrii, cei care rămân, cei care eventual nu o să rămână. Din fosta garnitură regăsim, vom regăsi și în componența guvernului Recean. Corect v-am înțeles? Câți miniștri din garnitura doamnei Gavriliță se vor regăsi în guvernul Recean? Eu nu pot să vă dau cifre sau nume acum. În aceste zile discutăm acest aspect. Echipa guvernamentală și în câteva zile numărate totul va fi foarte clar. Dar ca să fie clar, nimeni nu se ține de fotoliu și nimeni nu se ține de funcție, dar toți sunt gata să contribuie la dezvoltarea țării, la aderarea europeană în orice poziție sau funcție. Da, cine va avea dreptul să aleagă componența guvernului? Va decide strict domnul Recean sau partidul PAS îi va pune pe tavă și domnul Recean va fi nevoit să se conformeze? E un proces consultativ și, desigur, participă și partidul și președintele Republicii Moldova și candidatul. Noi suntem ghidați de intenția doamnă președinte de a continua dezvoltarea Republicii Moldova și avem încredere în capacitatea ei de a propune și de a lua decizii. Va fi în guvern apolitic sau tehnocrat? Poftim? Da, ne așteptăm la un guvern apolitic? La un guvern tehnocrat? Pentru că curiozitatea este... Este un guvern pas a câștigat alegerile parlamentare din 2021. Pas își asumă guvernarea și va fi o guvernare PAS, care avea putere și putere pentru a continua să se dezvolte Republica Moldova și a obține ceea ce ne dorim cu toții, aderarea la Uniunea Europeană. Ce funcție va obține Natalia Gavriliță, nu știu, eventual peste o lună, două, cunoașteți? Este mult prea prematur să discutăm acest subiect și chiar nu e corect. Dar s-a negociat o funcție pentru dumneaei? Se zvonește despre Banca Națională și despre Curtea de Conturi și încercăm să aflăm și noi un răspuns, dacă este adevărat. Haideți sau nu. Să nu anticipăm lucrurile, să nu speculăm lucrurile, repet, pentru fiecare membru. Pentru că speculația, avem nevoie de mai mult comunicare și deschidere. Să participe la guvernarea țării și să ajute țara, indiferent de funcție. Dumneavoastră, domnul Marian, vi s-a propus o funcție? În noua garnitură Recean? Eu vă rămâne
Eu voi rămâne în continuare președinte al Comisiei Economiei, Buget și Finanțe și cu siguranță există alți colegi în guvern care sunt mai potriviți pe portofoliul respectiv decât mine. Totuși, ultima întrebare, câți din deja foștii miniștri se vor regăsi în viitoarea garnitură guvernamentală? Da, nu am cum să răspund la acest aspect. Dacă nu vreți să ne spuneți nume, cel puțin... Am reiterat acest lucru, este corect ca acest anunț să-l facă fie candidatul într-un context oficial, nu să mă expun eu ca și deputat în această expostată, ceea ce v-am spus deja este că în următoarele zile o să fie totul clar și o să fie clare și eventualele noi numiri. Și ultima întrebare, doamna Gavriliță, ce v-a comunicat în discuțiile pe care le-ați avut? A vrut să plece totuși? Decizia doamna Gavriliță astăzi ne-a comunicat că susține propunerea doamnei președinte, susține candidatura și ne-a comunicat că este gata să se implice în continuare în echipe și suntem extraordinar de recunoscători pentru eforturile colosale pe care le-a depus Natalia Gavriliță și ne-a ajutat ca țara să fie liniște și pace în țară și să ajutăm cetățenii în aceste greutăți fără precedent cauzate de factori externi.